Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei, și Dumnezeu să vă umple inima de bucurie. Doresc ca Dumnezeu să fie cu tine, dragul meu, să te ajute să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, căci nu mai este mult, și Cel care a spus că vine, adică Iisus, va reveni. Aș vrea să vă spun că nu mai este mult și Domnul Iisus Hristos, care a fost mort, dar a treia zi din morți a înviat, se va întoarce ca să-și ia ce este a Lui cu El, să-și ia biserica la cer și să o ducă acolo unde este El și înaintea Tatălui. Aș vrea să vă spun că în ziua aceea mulți creștini care poartă numele de creștini vor avea surpriza neplăcută și nedorită și neașteptată. Mulți în ziua aceea, când va fi răpirea, vor rămâne jos și vor plânge cu amar că l-au pierdut pe Hristos, pentru că ce acum trăiesc fără Hristos, trăiesc în păcat, trăiesc în neascultare, trăiesc de formă și umblă pe două căi, ceea ce nimeni nu poate să meargă pe două căi. Dragul meu, însăși Mântuitorul Iisus a spus că mulți în ziua aceea îmi vor zice: Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? Și aceștia au fost oameni cu vase, oameni care au mers prin adunări, prin biserici, prin grupuri de rugăciune, oameni care au mers prin alte țări și au spus: așa vorbește Domnul, bărbatule, așa vorbește Domnul, femeie, așa vorbește Domnul, biserică. Oamenii au ascultat, s-au bucurat unii dintre ei și au plecat acasă și au spus: am fost la biserică, am fost la adunare și Domnul ne-a vorbit. Și mulți în ziua aceea dintre aceștia îi vor zice Mântuitorului: Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Cu toate acestea, Salvatorul și Răscumpărătorul le va spune la mulți dintre cei care au prorocit: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care ați lucrat fără de legea. Va fi îngrozitor pentru proroci să audă din gura Mântuitorului astfel de cuvinte. Pentru cei care au zis: așa vorbește Domnul, pentru cei care s-au bazat pe faptul că sunt proroci și că mântuirea lor e garantată și ei pot să trăiască așa cum ei doresc și cum ei vor, că Dumnezeu e obligat să-i bage în cer, că ei sunt proroci și prorocesc în numele Domnului. Și totuși la mulți Hristos le va spune: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți cei care ați lucrat fără de legea. Apoi unii se vor înfățișa înaintea lui și vor zice: Doamne, dar n-am scos noi, dracii, numele Tău? Aceștia sunt la fel oameni cu vaze, oameni care au mers prin adunări, prin biserici și prin multe locuri, oameni care au predicat Evanghelia și acolo unde au predicat Evanghelia au găsit oameni posedați și stăpâniți de Satana. Satana s-a manifestat prin oamenii posedați și ei au poruncit: în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, îți poruncesc, duh necurat, ieși afară din omul acesta. Duhul a ascultat, pentru că în numele lui Iisus i-a fost poruncit să iasă afară, el a ieșit, a plecat și omul a fost eliberat. Și oamenii aceștia îi vor spune: dar Doamne, n-am scos noi, dragii, numele Tău? Nu ne cunoști, Doamne? Cu toate acestea, Domnul Iisus le va spune și la cei care au făcut aceste lucruri, care au scos dracii în numele Lui: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care ați lucrat fără de legea. Și ei s-au bazat pe faptul că au făcut minuni, că au scos dracii în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul. Și n-au trăit pocăința așa cum ar fi trebuit ca să o trăiască înaintea Domnului.
Apoi Biblia ne spune că în ziua aceea vor fi oameni care se vor înfățișa înaintea Domnului și îi vor spune: Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Oameni care s-au rugat pentru oameni bolnavi, oameni care au mers prin biserici, oameni care au chemat numele lui Dumnezeu peste cei care sunt bolnavi și s-au rugat și Dumnezeu a făcut minuni prin ei. Dar oamenii aceștia s-au bazat foarte mult pe faptul că ei fac minuni, pe lângă toate acestea au trăit și în păcat, au săvârșit și fără de legea. Cu toate acestea, Mântuitorul Iisus Hristos, la mulți dintre aceștia care au făcut minuni în numele Lui, le va spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care ați lucrat fără de legea. Deci oamenii aceștia vor încerca să iese în relief înaintea sa, înaintea Mântuitorului și să zică: Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, Doamne, nu ne cunoști, Doamne, nu ne recunoști. Cu toate acestea, Mântuitorul Iisus la mulți dintre ei le va spune: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine toți cei care ați lucrat fără de legea. Și va fi îngrozitor și înspăimântător pentru toți aceia care vor fi alungați de la fața Mântuitorului. Va fi îngrozitor omul al lui Dumnezeu care astăzi predici cuvântul său, să auzi din gura lui Hristos: niciodată nu te-am cunoscut, du-te de la mine, blestematule, în focul cu cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Aș vrea să vă spun că așa cum oamenii aceștia îi vor spune Domnului că au făcut aceste lucruri în numele Lui, la fel se vor înfățișa și mulți păstori înaintea Lui, la fel se vor înfățișa și mulți diaconi și mulți prezbiteri și mulți preoți și mulți călugări și mulți oameni care astăzi fac o slujbă înaintea lui Dumnezeu. Păstorii vor zice: dar Doamne, n-am păstorit noi în numele Tău, n-am fost eu păstorul bisericii cu tare, n-am locuit eu în țara cu tare, n-am făcut eu mormântări în numele Tău, n-am fost eu la nunț în numele Tău, n-am fost eu în alte biserici chemat să te mărturisesc, să predic Evanghelia. Cu toate acestea, Domnul Iisus le va spune la mulți păstori, diaconi și prezbiteri și chiar evangheliști: niciodată nu v-am cunoscut. Și chiar preoți, de ce? Pentru că ați trăit în păcat, pentru că ați lucrat și fără de legea, v-ați bazat pe faptul că sunteți păstori, v-ați bazat pe faptul că sunteți preoți, v-ați bazat pe faptul că sunteți călugări, că sunteți diaconi și prezbiteri și ați crezut că voi 100% ajungeți în cer din pricina că aveți slujba care ați avut-o, dar ați trăit pe lângă toate acestea în păcat și nu ați trăit așa cum Dumnezeu ar fi dorit ca voi să trăiți. N-ați trăit după Scripturi, n-ați fost voia Tatălui. Pe din afară voi v-ați arătat ca niște morminte văruite, iar pe dinăuntru ați fost ca mormintele care sunt pline de oasele morților, care miroase, care sunt pline de mortăciune. Pe din afară voi v-ați arătat neprihăniți înaintea oamenilor, ca farisei și cărturarii din vremea Mântuitorului, iar pe dinăuntru ați fost plin de fățărnicie, de fără de lege și păcat. Dar Dumnezeu vă cunoaște inima la toți. Dragii mei, acum la încheierea acestui mesaj, aș vrea să spun că nu toți acei care merg în adunări și în biserici ajung în cer. Aș vrea să vă spun că nu toți cei care se duc la biserică duminică de duminică, nu toți acei care poartă nume de creștin, într-o zi va fi în raiul lui Dumnezeu. Și din păcate e dureros, e groasnic, pentru că mulți oameni se înșală cu gândul că vor ajunge în cer dacă ei fac parte la o biserică oarecare, cu siguranță 100%, pentru că ei aparțin de biserică
biserica aceea vor ajunge în cer. O, vreau să spun că nu e adevărat. Vreau să spun că nu e adevărat. Pentru că Biblia spune, cine crede și se botează va fi mântuit. Dar Iisus a mai spus și a zis, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci numai cei care fac voia Tatălui meu, care este în ceruri, va intra în împărăția cerurilor. Și aș vrea să vă spun că bisericile de astăzi sunt pline cu oameni care zic în fiecare duminică, în fiecare joie, vinere, sâmbătă și în fiecare zi din săptămână, sunt oameni care spune, Doamne, ascultă-mă, Doamne, auzi-mă, Doamne, ai milă, Doamne, intervino. Și sunt oameni care spun, Doamne, Doamne, și Iisus Mântuitorul a spus că nu toți acei care spun, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor. Dar cine va intra în împărăția cerurilor? Cei care fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Și care este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu, în primul rând, este ca să credem în Fiul Său, în acela pe care El a trimis ca să fie Mântuitorul lumii. Apoi, voia lui Dumnezeu mai este ca noi să trăim în sfințenie, să ne depărtăm de tot ce se numește păcat și de tot ce este păcat. Fii sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul Dumnezeu cel atotputernic. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Aș vrea să vă spun că mulți din creștinii de astăzi se duc la casa lui Dumnezeu ca și cum ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Multe din femeile de astăzi, femei și tinere, se duc la casa lui Dumnezeu despoite, se duc la casa lui Dumnezeu dezvelite, se duc la casa lui Dumnezeu ca o femeie destrăbălată, ca o femeie care provoacă pe cei care sunt în adunare. Pe unii provoacă la păcatul curviei sau păcatul prea curviei, pe alții provoacă la păcatul judecății, o condamnă, o sândește, o judecă. Voi, femeilor, care vreți să mergeți în cer, care spuneți că credeți în Dumnezeu și L-ați acceptat pe Iisus, de ce nu vreți să înțelegeți că viața pe care o trăiți, așa cum o trăiți, în felul cum vă îmbrăcați, voi nu sunteți pe placul lui Hristos? Adeseori și eu la copiii mei le spun unele lucruri de care mie nu-mi plac în viața lor. Ca tatăl, pentru că iubesc, le spun lucrul acesta nu-i bun, lucrul acesta nu-i pentru tine, dacă te duci acolo nu e bine, dacă faci asta nu e bine, dacă te îmbraci așa nu e bine, nu-mi placi mie, nu-i placi lui Dumnezeu. Și adeseori copiii n-ascultă de tată sau de mamă și îl face pe părintele său să se întristeze, să se mângânească. Crezi tu că dacă nu faci voia lui Dumnezeu și dacă n-asculți de Hristos, vei ajunge cu Hristos în slava sa? O, dragul meu, nu! Vreau să vă spun, dragii mei, că este vremea din urmă. Este vremea să ne întoarcem de la păcat, de la tot ce Dumnezeu condamnă și osândește, să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu, să nu ne mai bazăm pe slujbele pe care le facem, crezând că dacă facem slujba pe care o facem, Dumnezeu e obligat să ne ducă în cer, crezând că dacă facem parte din biserica din care facem parte, crezând că Dumnezeu e obligat să ne ducă în cer, pentru că noi suntem în biserica în care suntem și noi facem slujba pe care o facem, Dumnezeu e obligat să ne ducă în cer. Aș vrea să vă spun că în cer vor intra doar sfinții, doar oamenii curați, doar oamenii care fac voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți, căci acolo în cer nimic întinat și spurcat nu va intra, ci numai cei care sunt scriși în cartea vieții mielului. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.